CSM este de neoprit în România și a făcut eventul. Neagu și Pintea au petrecut și la Bistrița. De ziua ei, Crina Pintea a primit cel mai frumos cadou, Cupa României. Medalia merge la colecția specială din casa jucătoarei. Le țin la vedere și mă bucur de fiecare dată. Mi-amintesc că fiecare medalie pe care am câștigat-o a fost super muncită și super dorită. Mă bucur că încheiem sezonul cu 3 din 3 trofee câștigate în România. 6 cupe și 6 titluri are CSM în palmares. Campioanele au început sărbătoarea imediat după meci. Norvegianca Arntzen a fost sufletul petrecerii. Dacă sezoanele trecute a fost ba cupă, ba doar campion.